Bună ziua, vă salută Tatiana. Mereu în același spirit al Crăciunului. Chiar acum câteva minute am terminat acest mileu care poate fi pus pe masa de Crăciun. În timp ce îl lucram, mi-a venit o idee și de aceea vreau să o pun în aplicare pentru dumneavoastră. Vom lucra acest mileu, bineînțeles, apoi voi dezvolta pentru a fi o temă adaptată Crăciunului. Însă, de data aceasta, voi schimba culoarea. După cum vedeți, acesta este roșu. Eu voi folosi firul alb, voi folosi firul Lisa Lurex. Acesta de desubt este lucrat din filatul acrilic. Deci voi folosi firul Lisa Lurex de culoare albă și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Apoi, pe măsură ce vom înainta în lucrare, vă voi prezenta și următoarele materiale. Dar deocamdată pornim la lucru cu ceea ce avem aici prezent. Vă rog să-mi scuzați vocea. Și vom face un cerc magic. În interiorul acestuia voi începe lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. 1, 2 și cel de-al treilea. Firul pe croșet voi intra în interiorul cercului magic, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea și vom continua până când vom avea un total de 12 piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Apoi voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași ochi voi lucra un nou picioruș dublu, firul pe croșet, mă deplasez către următorul picioruș și voi face din nou o mulțire. Deci, în corespondența fiecărui picioruș lucrat în rândul anterior, noi vom lucra o mulțire și astfel la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe duble. Țin să precizez că acest model poate fi lucrat și în firul de bumbac. Și în funcție de firul pe care îl veți folosi și de croșetul adaptat acelui tip de fir, va fi și mărimea lucrării dumneavoastră. Fiind spuse acestea, eu voi continua singură, ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi urca în sus 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Iau firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază și voi intra în cel de-al doilea, deci unul voi sări și voi lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș dublu. Vom sări din nou un picioruș din rândul de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom repeta. Un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Și în felul acesta vom continua până la sfârșitul acestui rând. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Voi intra în interiorul spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet. Intrăm în interiorul spațiului. Cel de-al doilea picioruș dublu. Am făcut scările și am obosit. Apoi voi face 2 ochiuri de separare și din nou 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care
Ne deplasăm către spațiul următor și vom lucra două piciorușe duble. 1, 2, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care vom continua în toate spațiile următoare în acest mod, deci în spațiile formate din cele două ochiuri de lanț. Vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide ca de obicei în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi intra în spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu și un picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu imediat următor. După care, firul pe croșet, voi sări 1, 2 piciorușe duble din rândul anterior, voi intra în corespondența celui de-al treilea, voi face un picioruș dublu, voi intra în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și lucrez 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, un picioruș dublu în următorul picioruș dublu, după care din nou sărim 2 piciorușe duble din rândul anterior, intrăm în cel de-al treilea și continuăm exact ca și până acum. Un picioruș dublu în spațiu format din ochiurile de lanț. Vom lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble. Repet din nou, pentru că în felul acesta doamnele care lucrează vor înțelege bine. După care, piciorușul dublu în corespondența acestui picioruș dublu următor. În felul acesta continuăm pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom închide și acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat vom intra în următorul picioruș. Vom lucra 3 ochiuri de lanț în corespondența acestui picioruș care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Mă deplasez în următorul picioruș dublu. Voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, intru în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț și lucrez 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare și din nou 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, după care voi face un picioruș dublu în piciorușul următor, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu în următorul picioruș, intră mai greu croșetul, voi sări 2 piciorușe duble din rândul anterior, voi intra în corespondența celui de-al treilea și repet, un picioruș dublu, un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș, 2 piciorușe duble în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț din rândul anterior, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași arc, iar apoi vom ieși în afară. În următoarele 2 piciorușe duble vom lucra câte un picioruș dublu. Deci în acest mod, în acest mod vom continua până la sfârșitul rândului.
Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Voi închide și acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi deplasa în firul, în piciorușul următor și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Mă deplasez în următorul picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. În următorul, din nou, cel de-al treilea picioruș dublu. Am ajuns în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Aici voi face, de această dată, doar un singur picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmat de un picioruș dublu, după care voi face câte un picioruș dublu în următoarele trei piciorușe. 1, 2, cel de-al treilea, dacă auziți tușind, este bătrâna mea. Voi sări două piciorușe din rândul anterior, voi intra în cel de-al treilea și voi lucra din nou. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. Am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare și aici, de această dată, vom lucra în același mod. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș dublu, după care ieșim în afară și continuăm cu cele trei piciorușe duble. Deci, în felul acesta vom lucra acest rând, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua. Mie îmi place culoarea alb, mai ales că este pentru Crăciun. Crăciunul este o sărbătoare a purității, a liniștii sufletești, cred că este nimerit și alb. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, voi intra cu fir alunecat în următorul picioruș, voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face picioruș dublu, deci avem două, voi intra în următorul picioruș dublu, îl voi face pe cel de-al treilea, voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț și voi lucra două piciorușe duble, două. Două ochiuri de lanț de separare, voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu format din cele două ochiuri de lanț, după care voi continua cu alte trei piciorușe duble. 1, 2, și cel de-al treilea, vom sări două piciorușe din rândul anterior, deci 1, 2, vom intra în următorul și voi lucra ca și până acum, trei piciorușe duble consecutive, iar în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, vom lucra două piciorușe duble, 1, 2, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, 1, 2, vom ieși afară, vom continua cu alte trei piciorușe duble, 1, 2, 3, vom sări două piciorușe din rândul anterior, vom intra în al treilea și vom continua exact cum v-am explicat până acum. De această dată vom avea 2, 4, 5 piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare urmat de 5 piciorușe duble. Creștem pe măsură ce lucrăm numărul piciorușelor. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am încheiat și acest rând. Deci cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, cu fir alunecat intrăm în piciorușul următor, vom lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, continui cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea,
cel de-al patrulea picioruș dublu. Intrăm în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și lucrăm două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, alte două piciorușe duble în corespondența acelui spațiu și vom continua cu patru piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, vom sări două piciorușe din rândul anterior și continuăm lucrând din nou o serie de patru piciorușe duble, 2, 3, cel de-al patrulea. În spațiul format din ochiurile de lanț vom lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble în același spațiu. Continuăm cu cele patru piciorușe duble. Repet pentru că vreau să înțelegeți bine, pentru că dacă greșim undeva, apoi lucrarea nu mai are aspectul dorit. Deci am continuat cu cele patru piciorușe duble în afara ochiurilor de lanț. Din nou vom sări două piciorușe, vom intra în cel de-al treilea și continuăm ca și până acum. Deci de această dată avem de o parte 6 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și urma de alte 6 piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am încheiat și acest rând. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Cu fir alunecat intru în corespondența celui de-al doilea picioruș și lucrez 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Apoi voi continua. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, 4, 5. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici voi face un picioruș dublu, unul singur de data aceasta, două ochiuri de lanț de separare, urmate de un picioruș dublu în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, după care voi continua cu alte 5 piciorușe duble. Astfel obținem un total de 6 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Cum ieri a fost sărbătoare, nu am lucrat, astăzi lucrez alergând sus și jos pe scări. Încep rândul aici în fața camerei, termin jos, mă ocup de bătrână, urc din nou sus, de aceea uneori am... sunt obosită când ajung sus. Deci am lucrat totalul celor 6 piciorușe duble. Voi sări 2 piciorușe din rândul anterior. Voi intra în piciorușul următor și voi continua seria. Exact cum ați văzut. Avem 2, 3, 4, 5 piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț, cel de-al șaselea, două ochiuri de lanț de separare, din nou un picioruș dublu, piciorușul numărul 1 și continuăm. Numărul 2, piciorușul numărul 3, piciorușul numărul 4, piciorușul numărul 5,
piciorușul numărul 6, sărim din nou două piciorușe duble din rândul anterior și continuăm în felul acesta, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, îl vom închide ca de obicei, în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Deocamdată eu mă voi opri aici cu această primă parte, deoarece doresc ca în partea a doua să închidem acest mileu și să fac și o decorațiune, bineînțeles croșetată. De aceea eu voi veni cu partea a doua, între timp elaborez încă ceea ce doresc să vă prezint în continuare. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o duminică minunată, o duminică plăcută. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii, pentru like-uri. De aceea vă rog, dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi, să lăsați un like, un comentariu. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității. De asemenea, nu uitați că există și canalul secundar, Tatiana cu de toate, așa cum există și butonul de membru al acestui canal de YouTube. Din nou, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept alături de mine pentru noi tutoriale. La revedere!